ziua! Subiectul de astăzi care vreau să-l discutăm este piața cardurilor bancare. Cardurile bancare au intrat în viața noastră acum 25 de ani de zile. Dacă ceva timp în urmă era un lucru care mai necunoscut pentru cetățeni, în prezent este foarte greu să găsești un cetățean în Republicii Moldova care nu are carduri bancare, iar anul 2020 este un an prin care noi am trecut un Rubicon și astăzi voi spune despre ce avem în vedere, de aceea cred că subiectul acesta merită toată atenția, iar la început voi da cele mai importante lucruri care țin de cardurile bancare, ce s-a întâmplat în anul 2020 și ce așteaptă în anul 2021. Deci în anul 2020, primul lucru care vreau să-l constat este că pentru prima dată veniturile cetățenilor obținute pe cardurile bancare au fost mai mari decât veniturile cetățenilor obținute în numerar. Altfel spus, noi am trecut Rubiconul. Deci gata, era numerarului pleacă, ce obțin la capitolul venituri, la capitolul cheltuieli noi totuși preferăm încă să cheltuim cu numerar, dar deja noi veniturile noastre, cea mai mare parte o primim sub formă de carduri bancare. Deci anul trecut cetățenii noștri au primit pe carduri bancare 70 de miliarde de lei. Aici trebuie de adăugat ce 82 miliarde de lei sunt banii care au venit pe carduri bancare emis în străinătate, însă noi, printr-un sondaj realizat de IDIS Viitor, am demonstrat că acei bani care aparent sunt cheltuiți de străini, deoarece sunt carduri străini utilizate în Moldova, în realitate, în jur de 2 miliarde de lei, sunt bani tot a cetățenilor noștri, deoarece o parte din cetățenii noștri ne-au confirmat că ei primesc bani de la rudele lor peste hotare sub formă de transferuri pe carduri străine. Deci, în țara în care locuiește o rudă de a unui concetățean de-a nostru, merge la bancă, ia un card străin, îl dă rudele lui de Moldova și transferă bani pe acest card. Deci, în total, cetățenii noștri anul trecut au primit în jur de 72 de miliarde de lei sub formă de venituri pe card bancar. Veniturile totale ale cetățenilor noștri în anul 2020 noi le estimăm la 140 de miliarde de lei. Deci dacă vedeți, oamenii noștri au primit 72 de miliarde de lei pe card, 68 de miliarde de lei în numerar. Deci este primul an când veniturile cetățenilor noștri pe cardurile bancare au fost mai mari decât în numerar. Al doilea lucru extrem de important care s-a întâmplat pentru prima dată este cardurile bancare în 2020 au început să-și deplinească funcția lor de formă de plată. Vreau aici să reamintesc că 10 ani în urmă cetățenii noștri când primeau banii pe card bancar fugeau repede la bancomat și scoteau deodată din bancomat. 97% din bani erau scoși din bancomat și noi îi utilizam în numerar. Anul trecut deja fiecare a patrulea leu era cheltuit anume pentru achitarea cu cardul. Deci s-a schimbat situația de 10 ori mai mult oamenii noștri cheltuie cu cardul ca pondere, ca volum, cu mult mai mult. Deci, practic, cetățenii noștri fiecare a patrulea leu de pe card, n-au mai scot din bancomat, dar merg și achită cu el. Deci, dar cel mai important lucru ce s-a întâmplat anul trecut este că piața cardurilor bancare a crescut în exclusivitate datorită achitărilor în numerar. Achitărilor cu cardul. Deci, practic, anul trecut, noi, creșterea de retragere de numerare a crescut cel mai puțin din ultimii 10 ani de zile. Dacă în alți ani la noi oamenii creștea suma de bani retrasă sub formă de cash cu 6-7 miliarde, anul trecut avem o miliardă, ceva mai mult de 1 miliard de lei. Practic, cetățenii noștri, tot ce au cheltuit anul trecut mai mult decât în 2019 a fost exclusiv datorită achitărilor cu cardul. Deci avem prima dată o situație când piața cardurilor bancare crește datorită achitărilor cu cardul și nu retragere de numerar. Lucrul acesta, de fapt, este ceva extrem de important, arată că cetățenii noștri, de fapt, s-au învățat de a utiliza cardul. Și încă un element extrem de important, până trece la detalii, este plățile online. Plățile online au intrat activ în viața noastră acum vreo 5-7 ani de zile. Până atunci noi nici carduri nu le foloseam cu atât mai mult plățurile online. Dacă la început plățurile online erau la nivelul sutelor de milioane, acum noi am ajuns să avem o sumă impresionantă de aproape 10 miliarde de lei plăți online efectuate de moldoveni, însă specificul anului 2020 este că pentru prima dată plățile online efectuate în interiorul țării au fost mai mari decât plățile online efectuate în exteriorul țării. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă inițial cetățenii noștri utilizau cardul pentru a face achiziții de bunuri, servicii, anumite lucruri de peste hotare și piața online se dezvolta datorită procurărilor efectuate de moldoveni peste hotare, anul 2020 a inversat lucrurile, mai târziu vă vom arăta și graficile, și noi avem o situație când pentru prima dată plățile efectuate în interiorul Moldovei au fost
chiar cu mult mai mult decât efectuate în exteriorul țării, iar în anul acesta, dacă nu anul acesta, cel puțin anul viitor, ele vor fi dublu față de efectuate pe exterior, deci moldovenii noștri au îndrăjit plățile online, au văzut că asta este foarte comod, o parte din bani merg pentru procurarea de bun, o parte merge pentru achitarea de servicii. Oamenii nu se mai înghesuiesc la poștă, la bancă pentru a achita facturile, ei fac lucrul acesta în online și viața online a intrat activ în viața noastră. Iar acum să trecem detaliat pe fiecare grafic ca să vedem cine răspunde fiecare din el. Primul grafic care îl vedeți dumneavoastră este piața cardurilor bancare, care în Republica Moldova, în anul 2020, după cum foarte bine vedeți, apropiat de 84 miliarde de lei. Este o sumă incomparabilă cu acum 12-13 ani în urmă, când erau 10 miliarde de lei, sau dacă observați atunci când au apărut cardurile bancare, la nivel de zero. Practic, noi, în primii 10 ani de zile de implementare a cardului, el foarte lent a intrat în viața noastră, tot a început să fie foarte puternic undeva acum 10 ani în urmă. Piața cardurilor bancare în Republica Moldova poate fi împărțită convențional în trei piețe. Prima sunt cardurile emise în Republica Moldova și banii care sunt utilizați în Republica Moldova. Evident, asta este cea mai mare parte, undeva avem 70 de miliarde de lei, dacă observați, este ponderea cea mai mare. A doilea sunt cardurile emise în Republica Moldova, dar plățile efectuate peste hotare, aici avem undeva la nivel de 6 miliarde de lei, și a treilea, cardurile emise în străinătate, care efectuează plăți în Moldova. Aici avem 8 miliarde de lei, dar încă o dată vreau să atrag atenția, aceste 8 miliarde de lei nu sunt banii care sunt utilizați de câte străini în Republica Moldova, deoarece o parte din cardurile emise în străinătate și utilizate în Republica Moldova, de fapt, sunt cardurile tot a cetățenilor din Republica Moldova. Noi estimăm că din acestea 8 miliarde de lei, în jur de 6 miliarde de lei sunt banii pe care îi cheltuie străinii în Republica Moldova, iar 2 miliarde de lei sunt banii pe care îi primesc moldovenii de peste hotare. Deci dacă mergem deja mai departe, asta am dat în general care este piața cardurilor bancare, al doilea este cum este structura pieței cardurilor bancare strict ale cetățenilor Republicii Moldova. Deci excludem de aici componenta străinilor, vom considera cardurile emise în străinătate. Este un subiect secundar pentru noi, ne interesează moldovanul și cardurile. Ce fac cetățenii Republicii Moldova cu cardurile? Următorul slide operațiunilor cardurilor bancare locale efectuate în Moldova, aici noi examinăm, de fapt, ce se întâmplă cu cardurile bancare. Dacă observați, în anul 2020, volumul tranzacțiilor cu cardurile bancare emise în Moldova, deci băncile noastre au emis carduri și au operat tranzacții de 70 de miliarde de lei. Iarăși reamintesc, 70 de miliarde de lei, plus încă 2 miliarde de lei care au venit pe cardurile străine, sunt 72 de miliarde de lei, ceea ce este mai mult de jumătate din toate veniturile cetățenilor. Deci noi pentru prima dată am trecut Rubiconul în 2020, când veniturile cetățenilor pe carduri a fost mai mari decât cheltuielile. Dacă observați aici foarte bine, cetățenii noștri au utilizat cardurile bancare în Moldova, oricum până ce domină plățile în retragerea din numerar, 54 de miliarde de lei cetățenii noștri, din 70 de miliarde de lei care au primit, 54 de miliarde de lei au fugit repede la bancomat și au retras sub formă de numerar și au achitat pe metoda veche numerar. Însă, dacă ne uităm foarte atent, plățile cu cardul cresc în regim accelerat. Anul trecut s-au realizat 16 miliarde de lei plăți cu cardul doar în interiorul Moldovei. Vreau să vă spun că cetățenii noștri fac plăți cu cardul și în exterior, despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu. Și aici se respectă formula pe care am definit-o încă vreo 5 ani în urmă. Odată la 2 ani de zile se dublează tranzacția cu card, plățile cu cardul în Republica Moldova. Lucrul acesta chiar este și mai tare. Dacă ne uităm atent, în anul 2018 am avut 7 miliarde de lei tranzacții cu cardul, acum avem 16. Deci nu e de două ori, dar chiar e aproape de două ori și jumătate. Dacă lucrurile vor merge exact în ritmul în care merg, noi în 2-3 ani de zile, deci vom avea, peste 2 ani de zile, noi vom avea plata cu cardul în jur de 40 de miliarde de lei. Deci, practic, cetățenii noștri vor trece foarte activ la plata cu cardul. De ce se întâmplă acest lucru? Cred că anul 2020 a fost un an, a fost și o campanie mediatică a Băncii Naționale, a fost perioada de pandemie, oamenii au stat acasă, oamenii au învățat foarte multe lucruri cum să facă și de acest motiv, plata cu cardul în prezent crește cu mult mai accelerat. Dacă în anul 2000, 2008, 2009, 2010 sumele cu card erau pentru sume infime, dumneavoastră vedeți în grafic, ele aproape nici nu se observă, acum la noi acest proces are loc accelerat. Dar după cum am spus, plățile cu cardul
Deci sunt efectuate nu doar în Republica Moldova, dar sunt efectuate și peste hotare. Și aici, dacă ne uităm atent, următorul grafic, care sunt plățile cu cardul, care este volumul total a plățelor cu cardul efectuate de către moldoveni. În anul 2020, în total, moldovenii au făcut achitări cu cardul de 21,8 miliarde lei, dintre care 16,3 miliarde lei în țară și 5,5 miliarde de lei peste hotare. Este primul an când plățile cu cardul peste hotare au înregistrat o scădere comparativ cu anul precedent. Dacă ne uităm atent, până în anul 2016, plățile cu cardul peste hotare erau mai mari decât în țară. Ce înseamnă lucrul acesta? Cetățenii noștri, oamenii mai avuți, având carduri bancare, mergând peste hotare, văzând cât este de comod, utilizau cardul peste hotare și apoi această lecție învățată peste hotare au plecat-o și în Moldova. Și la noi, până în 2016, dominau plățile cu cardul peste hotare. În țară, practic, nimeni nu făcea plăți. Nu că nu făceau, dar erau sumele foarte micuți. După 2016, la noi, brusc a început să crească plățile cu cardul interiorul Moldovei, noi am ajuns la 16,3 miliarde lei și peste hotare creșteau plățile cu cardul. Moldovenii realizează plăți cu cardul peste hotare de regulă în două forme. Prima, nimijlocit când merg peste hotare la odihnă și să achită hoteluri, restaurante, magazine și doi, procurările online care le fac cetățenii noștri. Anul trecut avem o scădere cauzată de pandemie, deci cetățenii noștri, plățile online au crescut, despre aceasta vom vorbi ceva mai târziu, însă au scăzut plățile nemijlocite atunci când cetățenii noștri s-au aflat peste hotare. Aici fac un mic anunț, Iris Viitor a realizat o cercetare amplă privind activitatea turistică, vom prezenta ceva mai târziu. În această cercetare, noi am văzut foarte clar că numărul cetățenilor noștri care spun că au mers peste hotare în anul 2020 a fost mai mult de două ori mai mic decât în anii precedenți. Deci, practic, la noi toți știm lucrul acesta, activitatea turistică s-a scăzut și aceasta s-a văzut foarte clar și pe achitările care se vede cardul. Din acest motiv, deci noi avem anul 2020, este un an atipic, deci plățile în interiorul Moldovei au crescut în ritm accelerat, iar în exteriorul țării ele au scăzut. Și în sfârșit, un alt element al plăților cu cardul în Republica Moldova sunt plățile online. Deci plățile online au intrat destul de activ în viața noastră, noi deja nu ne putem imagina viața fără ele și în 5 ani de zile plățile online au crescut mai mult decât de 5 ori. Până în anul 2019, inclusiv în anul 2019, dacă vă uitați atent pe grafic, veți vedea că plățile online peste hotare dominau puternic plățile online din țară. Altfel spus, cetățenii noștri, practic toate cheltuielile sau tot ce cheltuiau cu cardul sau cea mai mare parte era pentru plățile efectuate peste hotare. Deci oamenii noștri, în primul rând, s-au învățat să procura bunuri și servicii peste hotare. Trebuie să recunoaștem că în Moldova era foarte slabă dezvoltată această industrie. La noi, majoritatea agențelor economici nu atrageau atenție la această formă de prestare serviciilor, însă pandemia a pus totul la locul lor. În prezent, majoritatea companiilor, în special din oraș mari care se stimează, oferă cetățeanului nostru posibilitatea să facă achitările online și doi, marea majoritate a companiilor oferă soluții de achitare online a facturilor. În prezent, toate băncile sunt în competiția cerbă între ele și oferă cetățenilor noștri toate posibilitățile ca să fie făcut lucrul acesta cât mai ușor posibil. Și în anul 2020 avem o ruptură a situației, deci pentru prima dată achitările online efectuate în interiorul Moldovei au depășit cu 1 miliard de lei achitările online efectuate în exteriorul țării. De fapt, iarăși avem o situație nouă când achitările online în afara țării pentru prima dată după mai mult, după doar creșterii, în 2020 a avut o ușoară scădere, iar achitările online în interiorul Republicii Moldova au cunoscut o creștere de peste 60%. Deci, practic, noi achitările online la noi în 2 ani de zile au crescut de 2,5 ori. Putem să spunem că aici se respectă și va fi respectată o altă regulă, odată la 2 ani de zile se va tripla tranzacțiile online. Anul acesta, deci noi cred că în interiorul țării foarte relaxat vom ajunge la 8 miliarde de lei și suma volumul poate fi cu mult mai mare. În concluzie pot să spun în felul următor. Cardurile bancare au intrat puternic în viața noastră. Noi deja avem primul an când veniturile cetățenilor noștri
obținute pe cardurile bancare au fost mai mari decât veniturile obținute în numerar. Însă, cardurile bancare mai sunt utilizate doar ca un mijloc de a scoate din bancomat banii pentru cheltuielile curente, dar tendința este una foarte clară, crește în progresie geometric achitările cu cardul care se fac fie în magazine, fie online. Piața online, care lipsea totalmente în Republica Moldova acum 10 ani de zile, în prezent a devenit una foarte puternică. Dacă noi ani de zile vorbeam doar de achitări de 200-300 de milioane de lei anual cu cardul, în prezent noi vorbim doar online. Avem deja 9 miliarde de lei achitări, dintre care cea mai mare parte sunt achitările interiorul Moldovei. Ele aici sunt împărțite iarăși în două categorii. Achitări propriu-zis atunci când mergi la magazin, sau achitări de bunuri și doi achitările, trei achitările de servicii, în special facturile sau impozitele. Asta am fost să spun, deci cardul bancar este o soluție care din ce în ce mai este mai îndrăgită decât cetățenii noștri. La revedere pentru ziua de astăzi, sper să ne revedem săptămâna viitoare cu alte subiecte care, în opinia noastră, prezintă un interes sporit și fac un apel pentru toți cei care ne ascultă, ne urmăresc. Dacă sunt anumite teme de ordine economic care vreți să fie reflectate sau care doriți să fie dezvăluite în aceste secvențe, pe care aceste analize economice săptămânale, cu cea mai mare plăcere le așteptăm să le înscriți sau pe pagina Privesc EU sau pe pagina Iris Viitorul. Încă o dată reamintesc că acesta este un produs comun Privesc EU și Iris Viitorul.